8 km de drumuri comunale și sătești urmează să fie asfaltați prin programul Anghel Salini. Este vorba despre drumurile din satele Dâncăi, Tanislav și Becșan Nisip din comuna Fârtățești. Da, noi am depus două proiecte, asfaltare drumuri comunale și sătești și extinderea sistemului de alimentare pe apă și canalizare. Din aceste două proiecte, care aproape valori că erau la fel, unul asfaltare 130 de miliarde și celălalt aproape 132, ni s-a aprobat asfaltarea drumurilor comunale și sătești. Practic sunt trei drumuri comunale și sătești. DC206 Fârtățești-Dâncăi, DC207 Fârtățești-Tanislavi, Stâncurești, și mai avem un drum sătesc Fârtățești-Becșani-Sipi. Ca lungime sunt în jur de 8 km aceste drumuri. Dar aceste drumuri, ce se întâmplă? Am considerat noi că sunt niște drumuri strategice pentru că leagă drumul național DN6 cu drumul județean DG670A, cele două, 206-207, iar cei din satul Becșan trebuia ca să vină în zona primăriei, trebuia să coboare doar la drumul național, așa vin pe culme și coboare exact spre primărie, până la DC81, Fârtățești, Valea Ursului. Cum am considerat noi aceste drumuri? Că vor fi strategice, pentru că practic sparg comuna cele două, în două bucăți, așa omul trebuia să ocolească foarte mult pe drumul județean, să ajungă la primărie sau la dispensar sau la școală, așa decât trece dealul, cum se numește, de la Fârtățești spre Dozești. Aceste drumuri le-am prevăzut ca să fie de 6 metri cu rigole. La unul din ele trebuie să construim și un pod. Și proiectul de extindere alimentării cu apă și canalizare era depus prin programul guvernamental, însă momentan nu va primi finanțare. Am avut și extindere alimentare cu apă și canalizare, dar nu sunt supărat, poate că mulți colegi mei sunt supărați că n-au avut promovate două proiecte, dar sunt de 3.000 și ceva de localități în România. Acum nu pot să... Dar poate alte localități au luat două proiecte, dar probabil că au luat valori mai mici. Nu mă uit în ograda vecinului. Eu sunt mulțumit deocamdată pentru că și extinderea alimentării cu apă și canalizare, perspectiva Guvernului României este de a promova niște proiecte pe Ministerul Mediului, așa că sunt posibilități de a rezolva și această problemă.